Știați că Facultatea de Medicină Dentară din Timișoara oferă tratamente stomatologice la un preț accesibil sau chiar gratuit? Pentru a solicita o programare, scanați codul QR și completați formularul. Dacă aveți nelămuriri, apelați cu încredere la numărul de telefon din postare între orele 10 și 18. Vă așteptăm cu drag. Așa sună postările de pe rețelele de socializare ale Asociației Studenților la Facultatea de Medicină Dentară, TDSA, Timișoara Dental Students Association, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, Victor Babeș. Astfel, studenții viitorii stomatologi încearcă să-și găsească pacienți pentru a-i trata și a învăța astfel diverse manevre medicale. Darius Mihai Buliga, student în anul 6 la UMFT, a încercat această metodă, este și președintele TDSA și a acceptat să vorbească despre necesitatea practicii în facultate, dar și despre dificultatea studenților de a găsi persoane dispuse să se lase pe mâinile tinerilor învățăcei. Aș vrea să începem cu începutul facultății de stomatologie pentru dumneavoastră. De ce ați ales această facultate și dacă atunci când ați intrat pe băncile școlii, a fost așa cum v-ați imaginat? Păi, în primul rând, am ales această facultate pentru că de mic copil știam că vreau să urmez ceva în domeniul medical. Când eram la o vârstă destul de mică, 7-8 ani, îmi doream să fac medicina generală ca apoi să devin medic de medicină legală, doar că am început să umblu pe la stomatologi datorită problemelor cu dinții, la ortodont, și atunci am zis că clar meseria asta e pentru mine și sunt sigur că o să-mi placă. Deci primul contact cu medicii l-ați avut din perspectiva pacientului. Cum a fost la facultate? A fost ce v-ați imaginat? Bineînțeles că au fost și mici, nu știu, surprize, adică uneori n-a fost așa cum am așteptat eu, dar cred că am făcut față cu brio tuturor problemelor și dificultăților apărute. Pentru că reprezentați asociația studenților la medicină dentară sau la stomatologie, știți care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă un student la această facultate și nu știu dacă putem generaliza de la Timișoara în toată țara, totuși aș vrea să-mi enumerați câteva din aceste probleme. Da, bineînțeles că știu, fiind reprezentantul lor, așa cum a spus și dumneavoastră. În primul rând, cred că cea mai mare problemă pe Timișoara, pe Centrul Universitar Timișoara, este cu găsirea pacienților, pentru că unii sunt sceptici de să vină la studenți pentru a fi tratați, chiar dacă noi suntem supravegheați tot timpul de un asistent de grupă. Și cred că cam asta e cea mai mare problemă a studenților la medicină la medicină dentară din Timișoara. În celelalte centre nu știu să vă zic dacă este aceeași problemă, doar că la noi cam asta ar fi principala problemă a noastră, a studenților. Sunteți deja în anul 6. La terminarea facultății, un student se simte pregătit să intre în pâine, să profeseze, pentru că știm că cei care aleg stomatologia nu trec neapărat și printr-un rezidențiat. Din perspectiva mea și cum văd eu lucrurile, eu cred că orice student, adică indiferent de ce nivel ar fi fost în timpul facultății, cred că este destul de pregătit, mai ales fiind absolvent de Timișoara, să lucreze, pentru că la noi se face foarte multă practică pe pacienți și asta e un lucru de admirat. Și
chiar consider că toți studenții, după ce termină, pot să realizeze anumite manopere fără nici cea mai mică frică, să zic așa. Câtă Și practică ați reușit să faceți în toți acești ani? păi, nu pot să generalizez. Fiecare student e în funcție de gradul lui de implicare, adică dacă îți dorești, poți în orice domeniu, nu numai în domeniul nostru. Și eu am reușit să fac destul de multă practică în acești 6 ani. Am reușit să pun mâna pe pacient să lucrez chiar foarte mult, încă începând din anul 2, de la simplele, așa zise, simple între ghilimele, că nimic nu e simplu, igienizări, periaje, și avansând așa anul 3, obturații, tradiționale spuse plombe, după care am trecut și la manopere mai complicate, tratamente de canal, extracții, și chiar pot să spun că acum, după ce termin anul 6, după ce termin facultatea, chiar pot și simt că pot să lucrez într-un cabinet fără frică. Unde ați reușit să faceți practică și dacă e valabil și în cazul celorlalți colegi sau e dificil de găsit un cabinet? Nu e foarte dificil de găsit un cabinet, exact cum spuneam, dacă vrei, poți, și dacă îți dai interesul și cauți cabinete și așa, chiar găsești o mulțime de cabinete în care doctorii care lucrează acolo sunt dispuși să te ajute, să te învețe, să te primească în practică. Eu am făcut practică la o clinică privată în timpul facultății și la mai multe cabinete, tot așa, cabinete private. Și ați reușit să faceți și pe pacienți, deși spuneați că e destul de dificil acest lucru. Da, am lucrat pe pacienți pe parcursul facultății, chiar am reușit să fac foarte multă practică și să iau contact cu pacientul și să lucrez pe pacient în facultate. În ce măsură aveți îndrumarea asistentului de grupă pentru a face această practică pe pacienți? Într-o foarte mare măsură, adică da, știu, sunt mai mulți studenți într-o grupă și asistentul nu poate, adică nu ai un asistent personal, să zic așa, la fiecare student, doar că avem asistenți universitari foarte pregătiți, în marea lor majoritate, și ei te îndrumă și îți împărtășesc propria lor experiență și te îndrumă să faci tratamentul corect și să-l realizezi cât mai bine, urmând pașii necesari pentru a ajunge la finalul tratamentului. Deci, în legătură cu îndrumarea, chiar stăm foarte bine la acest capitol. Cele 160 de ore de practică de vară ajung, sunt suficiente în cei primii 5 ani? Da, eu consider că pe lângă practica pe care o faci în timpul facultății la stagii și așa, consider că e destul de bine, adică eu consider că e suficient numărul de ore de practică pe care trebuie să le parcurgem în cadrul practicii de vară, și chiar consider că dacă vrei și medicul la care faci practică este înțelegător, poți să mărești acest număr de ore. Spuneați că e dificil de găsit pacienții. Cum i-ați convins? Aici e mai complicat, așa cum am zis și la început, pentru că, în primul rând, apelez la prieteni, ei, dacă au încredere în tine, vin, și pe urmă încep să cauți în diferite părți, cunoștințe, vecini de bloc, vecini, nu știu, dacă părinții au cunoștințe care doresc tratamente, sau chiar părinții noștri, bunici, și așa mai departe. Și unii colegi apelează chiar și la rețelele de socializare, dau anunțuri în diferite grupuri și de acolo mai cooptează pacienți pentru a lucra. În străinătate nu e voie să se facă practică pe pacienți.
Ar trebui ca noi românii să beneficiem de acest lucru și să-l considerăm un avantaj, și aici mă refer în special la studenți. Da, eu consider că noi ar trebui să beneficiem de acest avantaj. Chiar consider că este un foarte mare avantaj, pentru că, exact cum ziceam, când termin facultatea, poți direct să lucrezi într-un cabinet, fiind sigur pe tine, și practic tu ai învățat pe parcursul facultății cum se fac anumite manopere și le-ai făcut practic și astfel îți intră, să zic așa, îți intră în mână și atunci când devii absolvent al facultății, chiar poți să te angajezi și chiar este, așa cum am zis, un avantaj foarte mare spre deosebire de, eu știu, celelalte centre din țară unde, din propria mea experiență și din ce am vorbit cu studenții din celelalte centre, nu se face așa multă practică și, practic, Timișoara e printre primele centre ca și practică pe parcursul facultății. Deci, eu consider un avantaj. Faceți parte din generația care a prins 2 ani de pandemie, 2 ani în care practica a fost destul de dificil de făcut și totuși ați spus că ați făcut multă practică. Cum ați recuperat acești ani? Bineînțeles, a fost foarte dificil pe parcursul acestor ani de pandemie. Am avut, la un moment dat, după primul an de pandemie, am reînceput procesul didactic într-o formă hibridă, adică la facultate mergeam din 2 în 2 săptămâni doar la stagii, la cursurile le făceam online, doar că după ce s-a terminat cu pandemia, după acești 2 ani, a fost destul de greu să recuperăm cumva practica, pentru că fiind eu am fost în anul 3, semestru 2, când a început pandemia și ne-am întors la facultate în anul 4, semestru 2 și atunci era procesul de învățare hibrid, după care în anul 5 din nou a început să revină la normal totul și atunci ni se cereau multe lucruri. Ni se cerea multă practică, mulți pacienți, să lucrăm pe pacienți noi care nu mai puseseră mâna pe un pacient de un an și ceva. A fost destul de greu să recuperăm această perioadă nefastă din facultate, dar cred că până la urmă am trecut cu bine peste și chiar am recuperat și pot să zic că și acum în anul 6 îmi văd colegii că au recuperat foarte mult și chiar lucrează foarte bine pe pacienți.